Suntem la avantpremiera filmului 21 de rubini și voiam să vă întrebăm, ce ne puteți spune despre film, despre rolul pe care l-ați interpretat? Bună seara, mă numesc Irina Saulescu, sunt Francesca în acest film. Filmul 21 de rubini este un thriller politic realizat de preotul Ciprian Mega, care vorbește de realitatea zilelor noastre, vorbește despre corupție, vorbește despre compromis, are două planuri care se suprapun destul de interesante. După cum puteți vedea în spatele meu, are o distribuție impresionantă. Am avut ocazia să lucrăm alături de Mickey Rook, Alain Delon și Elisabeta Pellini. A fost o experiență foarte interesantă. Asta vreau să vă întreb. Cum e să joci lângă actorii cunoscuți internațional? E flatant. În același timp sunt profesioniști, ca și noi de altfel, și facem aceeași meserie. Dar da, e flatant să-ți vezi idolii din adolescență lângă tine, să vorbești cu ei, să stai în pauze, să faci glume. Da, e o experiență inedită. Sunteți colegi de platou? Da, suntem colegi de platou și ei ne respectă, noi îi respectăm. Și da, e un sentiment plăcut. Ce a ieșit un produs cinematografic. Da, sper să vă placă, sper ca lumea să-l vadă, sper ca cât mai mulți oameni să-l vadă, pentru că spune o poveste foarte interesantă și pentru că ridică foarte multe întrebări. Și este un film la care după ce l-ai vizionat, te mai gândești o vreme. Eu l-am văzut a doua oară, am văzut cu totul alți ochi. Adică e foarte interesant. Merge să-l vezi. Mai consumă românii filme, teatru, care în urma căruia își pun întrebări, sau doar comedii sau spectacole sau filme mai ușoare? Eu cred că este public și pentru filme ușoare și este public și pentru filme sau piese care pun întrebări, care nu prea te lasă să dormi noaptea. Eu cred că este o plajă foarte mare și e foarte bine că s-a dezvoltat așa. Cred că e loc pentru tot. Vă întrebam pentru că în ultimii ani, într-adevăr, am văzut mai multe filme comerciale românești. Ceea ce nu e rău deloc, pentru că era nevoie și de asta. Era o plajă care nu era acoperită și e foarte bine că e așa. Eu cred că toată lumea trebuie să meargă la cinema și să vadă ceea ce își dorește. Mulțumesc mult și mult succes în continuare. Mulțumesc și eu. Și mergeți la film. Așadar, asta voiam să vă spun. Haideți la film.